Am observat că domnul primar, vulturul nou, intitulat, nu s-a dat jos de pe, eu știu, înălțimile la care zboară, ca să ne spună ce e de făcut. L-am văzut că anunță victorii pe care numai el le vede în privința purtării măștii. L-am văzut că provoacă în mediul online tot felul de revoluții, îndemnând brăilenii, nu, să nu respecte diferite măsuri, dar nu l-am văzut că înțeleg că dumneavoastră știe și stăpânește situația. În regulă, merge pe mâna lui că este edilul și al nostru. Și dacă le place, dacă nu. Dar nu l-am auzit zilele astea în care Brăila este la un pas de a fi carantinat. Pentru că numărul de cazuri, incidența cazurilor crește. În fiecare zi crește. Astăzi, ne apropiem de 4. Nu am văzut să răspund. Stimați brăileni, concetățenii mei, de la înălțimea zborului meu de vulturi, vă informez că trebuie să faceți în perioada următoare. Astfel încât, în câteva zile, să scadă această incidență și să ne reluăm cu toții viața așa cum eram obișnuiți. Nu am văzut să spun asta. De fiecare când apar subiecte din acestea sensibile, de fiecare când apar probleme, acești oameni, pentru mine e o surpriză, m-am învățat de asta, iar se întâmplă asta, dispar. Nu mai au poziție, nu mai au punct de vedere. Ei au punct de vedere numai când anunță, nu? Când incită oamenii la revoluții, când vin și îndeamnă la tot felul de prostii. Acești oameni sunt irresponsabili, iertați-mă. Și cu o bună perioadă de timp, m-am ferit să mai am un astfel de dialog de la distanță cu dialog, dar sunt irresponsabili. Cifrele astea nu sunt inventate. Oare ei întreabă pe cei din spitale? Spitale pe care le au în subordine, 100%. Îi întreabă pe cei de acolo care e situația, dacă mai pot, dacă mai fac față, câți brăileni sunt trimiși acasă să trateze și dacă au probleme, sperăm să nu, pune de astea ghilimelele, ne sună și vedea ce face. Citeam cifra zilei de astăzi. 780. Pozitiv. Știu și știu foarte bine asta. Noi nu avem nici pe departe atâtea paturi. Pentru pozitiv. 780 este cifra adunată ca să ne înțelegem. Nu sunt pozitive de astăzi, ci cifra la 14 zile, așa cum se calculează ea. Cu alte cuvinte, oameni care în perioada asta sunt pozitivi și sunt în evidență. Nu avem nici pe departe atâtea paturi. Vă dați seama că oamenii sunt acasă? Și e foarte bine. Asta înseamnă că s-a simptomatic să fie oameni care știți să facă, să devină, să se însănătoșească, stând liniștiți acasă la ei. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că acel procent de 5-6% din fericire, nu-i mai mare, maxim 6%, de oameni care au nevoie de tratament foarte serios, procentul vorbesc, rămâne constant. La 100 sunt 6 oameni. La 1000 sunt 60 de oameni. Avem câteva paturi amărâte în ATI, din păcate. Dacă nu luăm totuși niște măsuri, dacă nu avem grijă noi de noi, și dacă mai ascultăm la toate îndemnurile de nerespectare a regulilor și până la îndemnurile de nerespectare a legii, pe care le fac diversi oameni care în goana lor după votul nu mai țin cont de nimic, ne vom îmbolnăvi cu toții și vom ajunge să închidem orașul, să închidem tot felul de afaceri, tot felul de business-uri.